Continuăm. Întrebarea numărul 12. Privire la aprobarea modelului contractului individual de muncă al administratorului de întreprindere municipale, al cărui fondator este Consiliul Orășenesc Județean. Și tot e făcut în baza modelului. Contractul modelului, contract individual de muncă, propus pentru aprobare, prin munci aceeași pentru toate întreprinderile, câte sunt și câte o mai fie la întreprinderi, la acel fondator și Consiliul Orășenesc. Aici nu pot viaja la fel fix, după modelul, nu sunt introduse nicio modificare. Întrebări? Da, doamnă. I-am votat. Când trebuie să votăm, aveți întrebări. Când sunt întrebări, dumneavoastră votați. Nu, nu. Președinte. Da. Cine este pentru, vă rog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contra. Abținut. Proiect decizie numărul 13. Privire la aprobarea statutului întreprinderii municipale servicii comunale locative de zile. Decizia e votată, nu putem schimba nimic. Nu, 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 la următoare există cu statutul. Păi, nu, 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 Eu propun să registrez așa cum am făcut. Dar nu mai înțeleg. Să registrez
10 zile, ca totul să fie de la dințință. Doamna Lilia Leleanu se expune. În baza modelului din anul 94.
Voi aveți aici în primărie, există la doi exemplar sau... Sigur că există și eu, dacă eu le scoam la SP. Eu tot în 2019. Da, în august 2019. Și doamna direcție, suntem cu anumit convertire la actualul statut. Nu s-au apropiat de adresul, dar la actualul statut să vinem convertări de aceste două. Eu am venit pe propunere și punere în aplicare a hotărârii județului 484. Dar ele se scrieți și dați în țară două capitole. Eu am venit cu proiectul ăsta de decizie. Nu asta, dacă aveți alte propuneri... Uite, ascultați! Păi, doi, mă zic că eu... Asta tot trebuie să nouă să nu iară de lucruri, dar eu... Care v-ați voi... Dar eu vreau să nu știu ce e aia. Uite, este ideea de-a putin de pisatul. Noi cât ne-am primit cu articolul 7, fondator, funcție fondatorică, privăcitere. Fondatorul, între municipal, se lechează pe concurs și termicile de organizare să transmită atribuții de administrare, pădurilor și specificare de prețul de administrator, administratorul în fața contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs se instituie de fondator, de reprezentanță se și autorității executive. Părerea de guvernul, la 184, care se primit în aplicare a legii, se pune mult pentru întreprinderi de stat. Și se recomandă autorităților publice locale și adoptă informările sale, adică să fie făcut un fel ca mondial. Ei reprezentat nouă mondială, guvernul aprobat de și mondiale și le recomandat nouă că noi să fie folosit din modelul lor. A noastră economie, a nu trebuie să contravine legii, pentru că vii la despre investații de primul municipal. Atribuția fondatorului se lectează prin concurs și nu ești comisie de concurs, dar nu consilii de administrație, cum ați spus, de așa cum s-a votat. Noi nu putem să aprobăm regulile. Dar nu discutăm despre valență, despre statut. Eu spun fel, discursul noastră. Fix aceea situație. Statutul a fost adus, a fost aprobat și readus în redacție din nou, în baza legii este... Legii, nu hotărâri de guvern. Și acum dumneavoastră, în baza legii... Legii, pentru că sunt ca o hotărâri de guvern. Hotărârea de guvern vine pentru a pune în aplicație cu legea 246. Nu e, 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 statutul aprobat. Acum noi putem să intervenim adus cu modificări, modificări, completări. Și ne-a să facem. 3 capitoli, 5 capitoli, dacă el se schimbă esențial, nu pot ținut, atunci da, se adobă, dar nu mai are aprobare. Dar nu putem așa, în 2 minute și să aprobați statutul, acum să aprobă și să aprobă iar statutul. Dar deci nu este tare cum își pe alții. Da, domnul. Gata. Spate, nu spune, mă rog, Iubis. И обезборные правила. Правила в каком плане? Здесь разговор идет, принят устав, много редакций, которые предлагают. Ну, критерии. Это и все. Вот вы сами говорите, сколько тем? Какой у вас есть, надо из года понять, видите? У нас есть, у нас у всех, канцлеров, в том числе и у вас. Да. И мы им говорим, что ты принимал в новую редакцию. Сюда. Лет. Илья Федоровна, я правильно говорю? Да, да. Мы говорим, что мы тот, который есть, принимаем его в новой редакции. Или мы его комплектовываем. Все. И который есть у вас в новой редакции, мы считаем, что мы его дополнили. Правильно? Но посмотри, в Кельдере пункте, что не и да, но мы другим пишем. Так нет, мы называем это комплектом. А он у вас у всех на руках, и вы все его изучили. Правильно? Аннулировать не требуем. Ну, требуем. Ну, просто же попили. Правильно. Требуем. Пропозиция, реформулируем проекты для дечизии. Да, да, да. Дома. Да пропозиция, скажи, проблема. Я не буду и так. Без за что деньги давали? Саша, надо давать по сути. Пока не давали. Пропозиция, реформулируем. Dar cum faci și cum rămâi prin mine la... Dar cum faci și cum rămâi prin mine la...
ce la cu cine? A mi izmeniam, că pe Dobrý den, protože mám tu zase hodně zde pobrejdy. Emite pentru următoarea ședință care va fi planificat și care vine la vot. Ce era o lezeu lucrat multă, multe. Крыша есть, крыша. Почему? У меня свободный. Телефон, суммируйте, пожалуйста, суммируйте. Для правильно. Ну, вы же секретарь президента. Нашего президента. Раньше можно было, сейчас закон другой немножко имитирующий. Хотите, чтобы он вас ревновал к ней? Да, ревновал. Че? Сремите. Ну, сремите, сопробуй. Da, dacă vedeți că nu coincide denumirea întrebării cu, cu decizia. Dar noi, în ordine de zi, am votat-o așa. Și dacă modific și denumirea, denumirea de decizii... Dar ordinea zilei când ați o dăie dumneavoastră, cum ați fie? Completare, iată o propunere. Care este problema? Eu nu văd. Puta rog, și... Все это так, как заселение. Проблемы, без увидеть, все это как в университете. Если секретарь... Cum privire la completare statutul întreprinderii municipale, cu capitolul este care s-o mai adaus amuia în statutul nou, în modelul statutului nou. Cu denumirea la șir. La proiectul de decizie, este proiect. Proiectul e decizia și când tot să o voteze. Dar nu puteți să o modificați... Cum vreți? Aproape. Uite acum. Eu însă am și o completare încă. Da, ok. Încă la proiectul ăsta de decizii, formulăm un punct care va fi el următor la ordine respectivă. Sunt puternicești, domnul Nicolae Alexandru, să treacă cursuri cu consilierii referitori la cunoașterea legislației și ține de administrația publică locală, legea cu privire la statutul alesului local, legea cu privire la etatizare și așa mai departe. Ca să știm, să fim informați și să fim școliți. Cum, Alexandru? Ideea e bună. Eu cred că trebuie să avut scurit. Și totuși, mai departe, cum faci? Ну, добавим пункт. Мы уже прочитали, добавим пункт. Не добавил, потому что для проекта decizii. Да, я не знаю, кто... Дом решадин, вас, рог, фрегу, меньше. Cine este prietenul, vă rog? Proiectul decizii numărul 12. Ioane, completări la genurile de activitate la proiectul de decizii. Domnul Nicolae, identificați anume ce completări să-mi spunem vorba. Multe completări care am vrut să le completăm statutul existent sau actual. Ce? Am o întrebare. Cine ar trebui completări în diferite proiectelor de decizii? Nu, trebuie să fii comentamente. Dar măcar și tot poți. Cu cuvântul meu de inițiativa a consilierului, cu cuvântul consilierului. Dar cine are drept să vină cu modificări propuneri? Consilier. Domnul Nicolae Cădare, de ce el vine cu aceste propuneri? Eu am înțeles. Eu am avut proiect în calitate de membru al Comisiei Centrului. El a întreprins. Nu am avut la datul. Nu am avut la datul.
Corect, îl remitem să-l prelucrăm și să-l prezentăm așa în varianta care trebuie să fie prezentat, să fie corect. Mai consilier, cine este pentru a remite proiect de decizie numărul 12? Vă rog, uitați. Decizie numărul 3, privire la aprobarea statutului întreprinderii municipale, servicii comunale locativ rezident. Pentru. Cine este pentru, vă rog? Completă. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Împotrivă 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Cu privire la examinarea stării de funcționare a ascensorului din casele multietajate ale orașului și apropierea și aprobarea tarifelor de folosire acestora. Doamna Olețe, m-a simțit noi. Dar și le trebuie lor. Ca raportor. Și le trebuie la serviciul comunal locativ. S-a recunoscut datoria, banii sunt. Da, propun dacă este, propun dacă este administratorul... Culpe. Domnul Cuț, vă rog. Punctul 14. Raportorul a fost doamna Olesa Maximciuc, dacă cineva puteți... Asta în privință la ascensoare. Da,
Вносите предложение и Сережа Сергей Яр зачитает это предложение за него предложение. Варианта опции предпочтения. Да. Mulțumesc!
V-ați dat o singură întrebare pentru dumneavoastră. Noi discutăm toată ziua astăzi întrebarea asta. V-am spus la niciodată de ea. Кто сказал? Вот, Домнин Шефик. Ну, это Домнин Шефик сказал. Вот. Ну, я вот давай думаю, ты, как вы пошли, ну, все пропорные, а пропали, три курна, три десятира, это тоже Богу, Богу для людей. Ну, оба, оставляем себе. Иди, да, а все кому уходит, кто уважал, где еще будет два. Было, малая жизнь, книга. До 31 мая. Да, я оставляю, что у вас, я пары на кругу. Да. Eu am citit în rostul de la niște obligații pe locul lor, cel puțin la unul din ei. Și acolo scrie, noua administrație ține foarte mult la siguranța dumneavoastră din procedurile ăsta, asistăm activitatea ascensoare. Spuneți-mi, vă rog frumos, e cu nas, ce sunt la? Eu sunt la problema să-i transferi unui agent economic care activează în condiții... Dar de e prav, e agent economic, e municipalna предприятие. Это называется не покрытие долгов, а называется, скажем так, инвестиции. Так назвали сегодня люди. Не путайте людей. А если вы против лифтов, скажите сейчас на камеру, что татары против лифтов. Респективу. Вас спасли. Примар. În afară de ce ne află în oraș, liftul nu a mai pornit și am omnit salvatorul națiunii. Salvatorul națiunii. Nu! Nu! El a fost candidat la funcția de primar, a pierdut alegerile, nu într-un număr, nici număr de voturi, măcar ca consilier să fie. Vă vă dați seama și facem noi acum. Domnul Simeon, da. Alocarea de bani care voi ați făcut fără acoperire de surs financiar. Păi și soluții spune o prostie asta care se face aici, o zi întreagă. Surse financiară, adică să asculte, vă spune contabilul. Tu vezi în ținem de tătarul Simeon, scrie. Vezi în ținem. Tătarul vreau de zicea ce primuși ca să vă conținem. Trebuie că luați slovo. Eu să ales prin vot direct de cetățeni. Da. Tu ești nimeni. Acum, ascultați-mă încă o dată. Unul din ordonatorii de credit, contabilul șef al primării, vă spune că, conform legislației în vigoare, proiectul de decizie care voi l-ați votat nu are surse financiare de acoperit. Asta e prim moment. Nu puteți să alocați bani care nu-i aveți. Voi ați votat. Ducem mai departe. Nu puteți să executați o decizie a Consiliului care este contrară legii. Că legea achizițiilor publice și ordinii spre cheltuirea banilor publici prescrie concret cum se alocă banii, adică procedura de alocare a banilor, având sursa de acoperire financiară. Pe unul, cum se petrece concursul ofertelor de prețuri.
licitații publice în dependență, cum se face recepția lucrărilor și numai după recepția lucrărilor, după ce s-au făcut lucrările, s-au făcut actul de recepție a lucrărilor, numai după aceea se transferă bani. Cam asta e procedura. Contractul răstim în mijloc trebuie să meargă la trezorerie, este înregistrat. Dar dacă voi credeți că așa fac, ar votat sot, toți banii, nu e așa? Vă mulțumesc. Stimați consilieri. Locatarii locurilor iar au fumat nu pot să duie sau astea. Mai de ce îi puneți întrebarea? Cum o oprit liftul? Serviciul respectiv a fost transmis doar în gestiuni. Cum ei au îndrăznit decizia Consiliului să nu execută? Prin decizie Consiliul transmis în gestiuni. Și o tipă și atribuții la Ciorna, la Stocnaia, au demolat platformele pentru stocarea deșeului, au distrus averea orașului. Și iarăși nu spune... Dar știi de eu, că tu știi, înseamnă că regina vesnă de plășeată. Кто снял площадки? Ты или кто? Режим на место. Снята площадка до меня. Домно путь, слад слог вору. Есть решение консилиума тогда. А ты почему аж тогда? Знаете, мы на резина вест ам конструит ун стадион. Да, конечно. А площадки сняли куда? И я так коло, при дечизе консилиума, со радикатной платформы. Платформа, господи, снял правосудие. Превышение полномочий, да? Eu am fost la SCR și am văzut că băiatul Miroane și aia, în băiatul și aia, noi, spus la tătia proiectări și vopsite din nou mea. Unde? La SCR? Ce-ți văzut că-i distrus? Eu am adus 120 prin proiect care l-am avut cu SID-ul. Eu am adus la 20 contani. În afară de asta, iată platformele, tot a fost prin proiect finanțat de SID-ul, a fost instalate prin oraș. Cum ele au fost demolate? Este decizie Consiliului. Că acolo sunt semnăturile la servicii disconcentrate din teritoriu, care au fost coordonate, au fost formate bunurile imobili prin decizie Consiliului de stocare deșeurilor. Cum a fost lumea lipsită de serviciu prestat în teritoriu, prin decizie Consiliului? Decizie. Eu mergem fiecare săptămână, mergem la acolo, platicai la parte și decizie cum e la parte. Dar inițial a fost votat altceva. Și până nu este luată o altă decizie în baza consultărilor publice, nu poate fi nimic schimbat. În cazul când persoanele cele nu achită, nu achită serviciile, mergi la poarta omului cu sectorist, cu specialist, cu inspecție ecologică și îi aduci argumentele om cu omul când trăiești, el generează gunoi, deșeuri. Și el este obligat să aibă un contract pentru evacuarea deșeului. Pentru asta trebuie să ridici fundul de scaun și să mergi să lucrezi în teritoriu, nu să postezi în pe Facebook. Păi și ne-am uiam și la fiecare nu știu nici noi la placă. Da, ne-am spus mai devreme, am ajuns la... De la ascensoare am ajuns la gunoi și la... Nu puneți întrebarea, cum a fost oprit, oprit serviciul de ascensoare? Nu a fost oprit nici când trecut de stare tehnică. И в конце концов, что письмо обратились к секретарю консилиума, они сказали, почему это письмо сегодня не пошло в повестку. И на этой площадке. Есть письмо, поступило вам. Так оно же не в повестку дня не было. Но вы могли включить вначале. Кто создал повестку дня? Не выйди. Что включить в повестку дня? Письмо. Я не могу включить в повестку дня. Вам пришло письмо? Да. Вы получили письмо? Да, включили. Просили вас? Что просили? Давно получила звонок. Просили нас, а вы консильеры, видите? И я от антребара, а потом дискутал, как бы от антребара. Нету вопросов. Да, пропонера домнului Албу. Я не знаю, как это будет эффективно аудиторию публичной. Дем тот, чем дискутал мы с персонами, это, ну, кред, eu cred că soluția asta numai în Consiliu putem să o discutăm, să vedem fiecare ies cu o propunere și să vedem care e mai rentabilă și să o îndeplinim. Noi aici suntem cu câteva fracțiuni și nu putem înțelege. Dumneavoastră vreți cu toate blocurile acolo să înșapă a striga unul într-o bar și altă. Cum ați mă înțelege? E vor mai ieftin, asta e clar, dă-ți vor mai ieftin. Eu n-am proiectul decizii la mâini. Cum sună el și ce prevede el acolo? N-am proiecte de decizii. Dar aș întreba, tariful care se propun către aprobare, calculele lui, ce sunt bazate? Eu am învățat că nu știu ne-ar demnizați trudat, că eu am învățat o limba rusă.
Și eu știu ce înseamnă fotografia rabocilor dnea. Eu știu cum se face un calcul la un tarif. Am învățat un neasolit. Am o spuneți-mi, vă rog, și mie. Aveți un calcul argumentat? Să mă mut întrâns, că eu n-am proiect de decizie. Noi avem aici, cum am spus, o grupirovcă care face proiect de decizie pe sub FARC și eu care sunt ales prin vot direct de cetățeni, nu am un proiect de decizie. Cu calcul, aprobăm tarife, suspendăm servicii, țipă că s-a furat. Dar noi am pus, noi, din legislatura trecută, noi am completat accesoare, noi le-am dat în funcție. Voi ați venit, le-ați oprit. Mai departe, distrugerea merge. Prostii. Spune că să ne dați bani pentru și pentru lucrări care le-au făcut balan, nu dumitare. Domn primar, dar să ne dăm înapoi în gestul unei primăriei și un coordonează... Păi niciodată nu a fost în gestul... Ei niciodată nu a fost în gestul unei primăriei. Primăria nu gestionează. Dar să vă permite să vă înapoi. El imediat, el imediat cum a fost dat exploatare, a fost răspunsit în gestul. Eu mă înțeleg cu dumneavoastră, problema a apărut el. Măi, voi ați fost amăjit. De ce nu grăiți că tot voi ați împărțit scrisoarea anonimii la locuitori? Ați învinuit pe mine, nu sunt niște. Și prietenii m-au cetat care voi le-a spus. Tot nu s-o dat. Păcătarii tot nu noi ne vinuiesc. Cior la poșență, s-o cunoaie pe un zău de azi la urtie. Pentru ce? De ce? De ce n-ați votat? Concurs, de ce n-ați dat? Pentru că n-ați votat. Oare care vor să lucreți, lucreți în teoria. Cum n-am votat, domnul ședințele nu necționează procesul verbal, că e rușine. Și au ținut la inimă. Nu spune minciuni, toți! Nu spune minciuni! Ești mincinos! Toți fac mincinos! Da, nu ești mă procesul verbal, da, am fost ședințe, am fost ce mă permite. Păta trebuie să ieși să am dat psihuștile. Care șeptea de casă pe suport? Mă și nu mai scoți la cap. Ia cătălu! Dar nu am zis la cap! Я избрал народ. У тебя есть фирма, Мастатар. Возьми лифты, передадим на нее ложистые люди. И сделаем людям бесплатные лифты. Вот сколько денег ты наворовал? Знаешь, бесплатные лифты наворовал? Бери, возьми, сделай людям лифты. Журик, мать-консильер. Обещал людям, сделай бесплатные лифты. Фирма у тебя бедная, фирма богатая. Добрый Вишневич. Возьми бедным людям, сделай лифты Татара. Болтун ты самый настоящий. Домну Козворот, Латку. Domn Vișnești, poftim! O expirație de mediu prescrit și a ieșit de la drum! Vă-ați de bătă! Domn Vișnești, poftim! Stimați consilieri! Dar vă mătă cu testul, prostinie! Stimați consilieri! Stimați consilieri! Eu, două minute în urmă, de la colegul Cuzuioc, am luat un proiect de decizie numărul 13 și până acum nu l-am avut. Am avut altul anterior cu două variante. Pentru că anterior am avut unul cu trei variante, propusă spre examinare. Acum văd unul cu două. Am auzit de la domnul Silenco că se propune o variantă a treia sau care acolo. Eu văd numai două aici. Aici este indicat varianta 1, suma de 107 lei 7 bani, pe lună, pentru o persoană, pentru fiecare locatar. Și avem varianta a doua cu 82 de lei compensat, cu compensarea lunară a cheltuierilor și anume. Eu vreau să propun temporar, din data acum, să stabilim tariful de 107 lei 7 bani, aici sta scump, ca să avem bani, să plătim și să lucreze lifturile și să ne avem timp pentru a primi o decizie echilibrată și bine gândită. Vreți cu audieri publice, vreți cu ce vreți, dar dați acum în dată, scump, dar să fie, ca lumea scoată folosind liftul. Și nu o să fie pierde. Dacă nu o să fie de acord, atunci este alegerea dumneavoastră, dar noi... Ați auzit ce a spus lumea aici? Degeaba nu putem să dăm sau cu compensări. Noi nu avem sursa de acoperire a cheltuielilor acestea pentru compensare. Atcuda ne dăm? Și nouă, poate de acolo mai mult sursă să se acoperă. Если хотите, если эта сумма 107 лей, которую сказал царь, она должна работать в течение года. В течение года соберется... До следующего подожди, горсовета. Как ты подумаешь?
Тестарин. Лифта стоит 10 тысяч каждый лифт. 107 в месяц никак не соберется 10 тысяч, или раздели на 12, не соберется эта тысяча, понимаешь? Поэтому нельзя это делать. Поэтому мы уже срочно это сделаем. Chiar acasă, personal, mai multe calcule, mai multe variante și așa, și așa, și așa. Oricum n-ai calcula, fără ca să fie o dotare din partea, nu știu, primăriei, ori la altă urmare, a uzinii. Locătarii nu-s de acord. Ei nu-s de acord să plătească mai mult de 60 de lei, ei nu-s de acord. Ca să întreții ascensorul ăsta, pe o lună de zile 3600, fără reparații. Dacă dumneavoastră trebuie să cuteți că la este 3600, e mai inclus acolo, eu nu știu câte procente, poate 10%, ori 20, când caz dacă sfărâmă, să fie sursă de unde să le repare. Suma asta, cum le împărțiu-o, e sumă mare. Locatarii nu sunt de acord. De asta noi am venit aici. Găsim o metodă, cum să fie împăcat și locatarii și noi, toți fim, să hotărâm. Ați văzut astăzi, s-a discutat foarte mult, am lămurit și într-un viaj alt, locatarii n-a să înțeleagă. Ori transmitem în gestiune la altă întreprindere, poftim, că întreprinderea dată, constatăm că întreprinderea dată nu își poate obliga, onora obligațiunile și îi transmitem la altă întreprindere și întreprinderea dată a stabilească un preț de 200-300 de lei de persoană. Ia că noi la asta să ajungem. Cineva a examinat, ce este alte posibilități? Sunt interesat. Admitem, ești întreprinzător, deci nu, vas liftul, cât s-o liște... Ne-am interesat. Ne-am interesat. Ne-am interesat. Noi nu avem, în primul rând, licență pentru Moldova. Dar noi din spune ca sub antrenori și noi avem 83 de euro. Dar cine nu poți gândi la răzare pentru o liftă? La cine v-ați adresat? Dar eu spun altceva. Noi am pornit anul să modificăm din
decizia dată. Și îmi pare că am mers cu pasurile corecte și destul de bune. Am hotărât că să lăsăm pietul inițial cum a fost, să formăm o comisie, dar poate nu comisie, dar chiar și de toți consilieri, să vină cu propunerile, să ne dea servicii cu un alt activ, calculele, toate calculele, virtuale, întreținerea a unui acționar. Da, sunt calculele. Da. Poate mai bun să știi chiar cât care s-o trebuie. Cum un calcul pentru cât este cât cu pasul în acționar, cât reacționarea lui, așa mai departe. Și toți consilierii asteșezăm anumit fi problema dată și scotărând o primare dată. Domnul Filiacu, la Chișinău, da. Și sunt 2340 de lipsuri. Și toate casele și toate scările, cât timp cu locuitor. Și noi, în mediul pescar, sunt 40 de locuitori care se vedesc de sulipuri. Asta e cum până gata. De tot atunci, că cantitatea de persoane care se vedesc astfel de lipsuri, este minimă. De atât dacă ești salariul, el nu poate să-i duna. Dacă ați și în stare, noi mai departe spunem în funcțiune și la timp de 10-15 ori câte sunt acolo, ar să micșoreze salariul la, sau raportul la fiecare... Am nu, 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 adică vă spun până la capăt, sunt ca să și sunt de vreo 2 de fapt. De fapt, trebuie să și cel puțin 3 discuții. De 8 ore. Putem să obiect la niște fapt. Dar nu are nicio dată să știu. Nu prea de lipsuri. Uitați, spuneți-o. Eu am început să vă să știu mult. Foarte mult. Eu de asta vin cu o profund de concret. Noi vă să putem mai discuta mult, dar tot până la asta să vă lucrează și nu vă lucrează. Hai zic o părere. Eu nu îmi zic ce vreau. Dacă lăsăm prietul inițial cum a fost, prieturile s-au vorbit, adresați presus, de a face de vizite. Cu condiția că plătim noi înapoi bani. Când o revizuiești. Dar nu, noi tot ce ați vorbit, nu știu așa. Nu s-a cum am vrut să ne lăsăm prietul. Propune concretul, nu avem. Și în șar și ești mâine, nici poi mâine. Și ești o stăpână. Frate, nu o să spun cum vrea doiturile la Soroca. Pentru că, deci, primăria, custodia comunală, așa, vreau la scale, deci acolo cu apartamentul, în clădirii cu 8 etaje. 2 etaje nu găsesc, au rămas 6. Vreau să acolo să vreau că ce-au făcut ei? O strâng la toți locatarii câte 2000 de lei la început, așa că s-au lucrat 10 de ani. S-au acumulat, pentru că 38.000 la locatarii cu scării. Cunoaște pe aparatul, strâng la toți, motoare de tări, pus cifru, pe bilșor. Nu mai și-au făcut aici, nu dată de puțin, pentru că sunt 30 de cifru la un etaj și 30 de cifru. Cifru, da. Vreau că la fiecare cifru, pe linie 40 de lei. Așa. Vreau să acumulează, vreau că 1200 de lei pe lună. 7-900 de lei de la om care el e responsabil de listă. Prin scară. El vine cu toți au numărul, când la mers de noapte, când vă este, el vine și ne reparează. Atât. 300 de lei se dau la consum de 1000. Și iată, îi vreau că 1200, ies, vreau că cu scara care lucrează și oamenii sunt mulțumiți. Ce plăbășă? Ce stare cine faci? Ce plăscare faci? Au făcut lui din acest 38 de mii. Ce stare anuală cine faci? Iar vezi 20 de fiecare an. Păi, dă, orice. Deci, dacă ar fi, cât ori fi mai mulți, că aici rămân mari. Aici ar trebui să ce alții. Ce trebuie să fie? Deci, ce trebuie să fie? Din primărie și noi toți nu vrem să-l puim, noi nu știu cum se zic toate. Astea se poate, proprietate cu poate, deci apartamentul sunt private. Mulțumesc la
Nu? Păi nu putem să spun tot ăsta. Iată, eu v-am spus cum lucrează în Soroc, a dat direcția. După care eu 10 oameni și corect. Domnul Ion, 10 oameni și cu erărie, și Soroc poate 3.000 trisuri. Am vrut la 10 oameni. Cine poate trisuri de vechi oameni? Nu la 10 oameni, trebuie să plătească. Dar nu vor să plătească. Păi eu nu-i poate de oameni. Cel care nu are ce nu folosește accesorul. Și gata, eu la 2 etaje, să nu și tot la 5 voi îți plătească. Mai mult, plătească asta, mă revine fiecare. Stimați consilier, eu s-o cot că dacă noi nu găsim surse... E foarte, foarte justă. Domnul Hale, cred că... trebuie o întrebare solicitat. Ieșirea ați văzut care? Lumea... Tari... În ce mod? Noi avem persoane... La noi în rezina sunt cas care nu lucrează ascensoarele, de ofte nu lucrează. Dar venit nu-l pornit în locul ăla. Și nu trebuie... Nu, le-a pornit... Dumneavoastră știți tare bine care cu liniela s-a pornit și ascensoarele este. Cu cineva a avut interes acolo la liniela și de-aia s-a pornit ascensoarele. Această persoană, la fiecare scară, are 100 și reparație. El are 10 scări, o persoană... Trebuie să anunțăm că e o persoană licențiată. Inginer Mihaili și așa mai departe. El e inginer și el și Mihaili. Păi specialist, dar păi... Dar poți să-ți iei o grămadă de lucrători acolo. Doi mehanici și inginerii... Da, trebuie scos în spate, trebuie scos. Lăsați-o! Nu poate să așa, eu nu știu cum să fugi procedată. Da, spate, și fiecare de părere... Că le spui un transport la părere, un transport să ne mai mult. Hai să-ți vorbim cu ce trebuie. Eu, de exemplu, nu pot mai extrem astfel. Deci, nu știu ce ai dat și Oficial, este fază activă, este fază pasivă a persoanei care este angajată în dimensiunea asta. Acum, eu vreau să văd argumentarea asta fapt. Dacă am spus că nu am niciun proiect de decizie, ca să văd calculul și cât de bine sunt argumentare. Asta e primul lucru. Da, poftim. Da, poftim. Da, poftim. Da, un ascensor costă 3.350 lei. Bun, ea ca mașinica e asta, îmi plătesc, costă 3.350 lei. Da, plătesc câteți. Fără ușor asta. Da, dacă plătesc câteți, e 25 lei de om. Ea ca dacă plătiteți, e 25.000 lei. Cap, ce înseamnă 3.350 lei? 27.000 de lei îi plătit salariul pe secund, zarăbătul îi plată. Pentru tot. Pentru tăți. Dacă împărțăm la 10, e 2.700 de lei pentru un lift. 10.000 costă, scrieți acolo, 10.000 costă revizie tehnică. Dacă împărțăm 10.000 la 12 luni, se primește pe luni 833 de lei. 833 de lei plus 2.700 de lei, 3.350 de lei costă liftul. Pe luni. Dacă plătesc 10 oameni numai, înseamnă că trebuie să plătească 300 de lei de om. Dacă plătească 120 de oameni, înseamnă că plătească de 28. Întrebarea ce? Nu plătesc oamenii pe lift. Toți. Care? Care nu s-o întrebare, nu s-o dă nici o grană nicăieri. Care e soluția? Soluția e bună, adică sunt bani de plătit. Din la consilier, nu pe primar, totuși mai, dar la consilier. 10.000 de lei pe an. Din pentru limite, își e masat numai salariul, 2.700 lei, 2.700 lei. Mai departe, fond zarătătului plată, vă spun. Dacă o să vedeți schimbul, 5 persoane, dacă învățăm 25 de lei la 5 persoane, cât se primește mai să repetească mai bine? 5. Spuneți 5.500 de lei cu impozit, din mai salariul pentru o persoană? Nu-i spuneți, nu-i spuneți, nu-i spuneți. Minus 10% de 1.500, cât se primește? Da. 3.800 de lei primești un angajat. E mai salariu. Ei primesc, ei lucrează 8 ceas. Ei sunt persoane. Câte ori 8
Doamna Lilia Railean are o propunere și vă rog să o ascultați. Domnul Băgrin, vă rog. Doamna Cernegă. Doamna Cernegă, vă rog. Doamna Cernică, vă rog frumos, ascultați un minut, domnul Băgrin, vă rog frumos. Să facem un alt coborent, în fiecare copiesc, oamenii lucrează, oamenii trăiesc. Domnul Cuzuioc, vă rog frumos, un minut de liniște, un minut, vă rog, de liniște. Doamna Lila Releana, să vă... Licurgea pe Crișt, turnit
Cum mă întrebați, care sunt? Să le-am spus soluție că lift tehnic făcut ca altul pe serviciu comunal. Nu vreau eu. Domnul, s-a dus. S-a dus, a venit înainte de anul nou când mi-a făcut scurt circuit. La panouri de distribuție, la energie electrică, au rămas fără energie electrică, au rămas fără cazane la încălzire, au rămas de o înghețat coloanele de apă, stoiacuri la apă și la canalizare. Au colectat foarte repede semnăturile, normal ne duc și acum, rezolvat întrebarea, față de avariere, dar mai departe am ajuns să ne dăm și la ascensoare acasă respectiv, ca să se deservește și oamenii își onorează obligații și nu mai vor să mirească prostii de genul cum s-a întâmplat. Adică când nu vede un stres, o limba mai zice, păcat gromnic greane cu urât neperepezi. Să nu-i competența Consiliului să institui tariful tehnic și ăla nu este calculat și argumentat. Tariful tehnic pentru deservirea blocurilor. La noi, blocul, spațiul locativ, deja ajunge în situația de avariere. În 98-99 nu s-a mai perceput tariful tehnic pentru deservirea blocurilor, că el trebuie adus în concordanță cu costurile care. Și pe vremea mijerea primară, cred că o să putem că nu mai este cu dânsul ședința Consiliului să actualizeze și pe hrănire dă prăpăreare și tarif. Și în toți anii ăștia, oamenii s-au descurcat ca și cum au putut, dar noi avem deja blocuri, blocuri locative care prin actul de expertizare a Comisiei de Construcții, a Inspecției de Construcții, sunt constatate avariate. Adică, acum ar trebui să evacuăm locuitorii din bloc, dar o să-i ducem, nu știu, pentru ca să poată să-l știe că vrei. Și dacă nu introducem, iată, și stăm întrebare, da, și facem. Ori închidem lifturile, nu trebuie să închidem lifturile. Noi trebuie să mergem cu dânsul mai departe și să ajungem până la Caragol și dăm urmă toate. Da. Chiar astăzi, săptămâna trecută a fost, și astăzi iar m-a mai sunat, doamna Eudochie a fost secretară la Spitalul Raional. Un singur bloc, ei au colectat semnături de un singur scar care îți gata să plătească tariful tehnic pentru ca să ne fie reparat. Și iată aici, la întreținerea spațiului locativ, nu merg asociațiile prin condominiu, Dumnezeu cu dânsul. Oamenii au plătit tariful tehnic, instituit și votat de Consiliu. Și voi, Consiliu, prin votul vostru, ar putea să veniți cu contribuții la întreținerea spațiului locativ. Iar că aici da. Aici da. Nu contravine legii. Aici, iată de pildă, ați colectat, s-au colectat servicii comunale locative, își faci treaba bine. Colectează plata pentru întreținerea blocurilor și faci servicii de cheltuie, vine și la probă, în decizie, că sunt de efectua lucrări, vine cu un raport, de efectua lucrări, de pildă, la strada Basarabia 12. Trebuie reparat acoperișul, trebuie reparat rețelele interioare din subsol, tineri, prin prejurul căsii, prin scurg apele, adică atmosfera. Trebuie să returnat o ceva. Și-a venit, s-a aprobat, câți bani ne trebuie? Câți bani voi aveți acum de la exploatarea locuinței? Avem, de pildă, 30.000. Câți bani vă mai trebuie? Nu mai trebuie, dar trebuie numai mult de 50% din cost. Din costul noi trebuie să venim cu contribuția, dar numai mult de 50%. Mai trebuie 29.000. Pus la vot, identificăm sursa de acoperire, pus la vot, alocăm 29.000. Și ne-aș sănătos și facă lucrurile de întreținerea blocului. Altfel, noi ați ne întreținut. Ați ne întreținut că se avariază blocuri locative, oamenii mai tare și mai tare scrișesc, etajele 5-4 sunt inundați cu 9-8. Și atât aici se limite 5-a consiliu. Aici se limite și perfect legal. Am luptat. Și data trecută, în legislatura trecută, domnul Cusioc, țin minte, când am făcut 3 tentative de a veni cu proiect de decizii de a introduce. În final s-o trunchia, s-o introdus cu condiția că oamenii adună semnături. Am o ieși la etajul nou, colectează, adună semnături, vor să plătească tarif tehnic. Și aici la etajul 1-2, îi pute și alămnătul și... Dar aici la etajul 5-4, zici, băi, eu la mine tot care. Și atât aici trebuie o decizie luată... E obligat, Dumnezeu. Da, da. E obligat. Da, domn Băgrin, spuneți. E
eu scurt, am eu am o propunere, uitați-vă. Doamna ministru, mă gândesc și nu se potrebuie întrebarea asta cu tine și nu se plătească bucătare și plătească. Dați-mă pune o pieță asta de 36 de lei pentru tăță. 36 de lei. 3-4 pensionari invaliți care din podiez îi identificăm gratis. 36 de lei, tăță podiez. Domnul Bogdan, a fost propus, o dați propunere, doamna Lilia, ca să fie calculat. Nu putem spune 36 de lei, 56 de lei. E calculat. Nu, nu, nu. Nu merge vorba de ascensoare. Merge vorba și de acoperiș, și de subsol, și de ascensoare. Tarif tehnic. Să fie calculat, să fie introdus tot. Tarif tehnic trebuie introdus pentru că anul trecut, la 1 mai nu este întreținut acoperișul, a spus acoperișul, a făcut scurt circuit, o ars motorul la ascensoare și a alergat o să miri. Ce faci? Iar eu sunt vinovat. Dar acoperișul trebuie să întreținut, trebuie să reparat capital și uitați chestiunea asta. Tarif tehnic de fiecare persoană sau departament? De fiecare persoană. Din metru pătrat din proprietate privată. Noi nu trebuie acum să stăm. Noi sunt proprietate. Acum specialiști. Specialiști. Lasă să ajungă la un lucru cum ăsta. Acum știi ce vești partea juridică. Obligații voști. Sutii. Eu gândim noi, juriștii. Și ține de sutii. Consiliul e în drept să ajute locuitorii în directorul administrat. Pentru asta îi formează fondul de rezervă. Stimați consilieri, oricum n-am dat noi, eu cred că asta e unica soluție care noi putem să ieșim de situație. Țineți minte, ca să îmblăm la dezbateri, la scotărâm și așa și așa, n-a să ieșim la un numitor comun. De atât că fiecare de acord să plătească cât mai puțin e posibil. Dar dacă ați fi introdus tarif tehnic, cred că ați fi introdus tarif tehnic, care sunt inițiați și ne așezăm la masă și discutăm punctual fiecare punct în parte. Ori ne putem să rezolvăm întrebările în ansamblu. Nu poți așa. Nu poți așa. Și nu-i corect așa. Nu se dar tarif tehnic posibil de aprobat doar pentru locuitorii domnilor nou etaj? Posibil. Introducem mai cu nou etaj. Obligatoriu. Pentru că aici sunt aici și echipamente de astea, de ficare, coborâri, da? Au specific constructiv a blocurilor respective. Și introducând aici, pentru noi, iată, nu știu, la Pereghov 6-5, avem acoperit cu acoperit cu asbociment. El nu mai este ținut bine, fixat bine acolo asbociment și ăla. Vine vântoaică, rupi și am fost o intervenită anul trecut. Mai nu ușiți oameni. Rupi listurile de asbociment și încrăsnește de la 10 etaj în înălțime încrăsnește prin mașini. Ghinic prin mașini. Dacă era în cap la om, tocmai, iată, noi trebuie punctual, dacă ne apreciem de pildă și mergem cu ascensoare și le dăm drumul la ascensoare, înseamnă că va trebui să lucrăm inclusiv la asigurarea sursei de finanțare. Dunii identificăm bani pentru a face lucrările. Introducem tariful pentru întreținerea blocului. Noi trebuie să ne apreciem și vrem. Și dăm bătaie. Așa poate fi. Altfel, numai pentru a rezolva aici o întrebare cu un tarif, poate cumva a dat Dumnezeu și l-am acoperit și pe urmă iară scrâșim, când ajungem iară nu știu la șer. Să ajungem iară la șer problemă. Care este valoarea tarifului? Valoarea tarifului în care în 2005 și era un leu de... Și facem cu întrebarea de... la ziua de astăzi. Dar если помните, в советское время была пословица, речи длинные пустые, брови длинные густые, кто на это даст ответ, тот получит 10 лет. Но сегодня я думаю, что у нас в консилиуме грянул гром, мужик перекрестился, и работа пойдет как положено. Представляете, эти 5 лет, если бы вначале подали эти предложения и начали бы работать как положено, совместно. А тогда был в консилиуме кто были? Одни свои люди, примар был свой. Можно было тогда начать работу. Давайте забудем все, что было раньше. Давайте начнем двигаться вперед. Сегодня, чтобы начали двигаться вперед и не задерживались, давайте создадим эту комиссию с 5-6 человек. Не надо весь консилиум.
Грамотные люди. Думаю, что Дима грамотный, Сережа грамотный. Есть люди грамотные, спокойно. Мы сядем вместе, посидим. Примар приедет, свои предложения. Секретарь приедет, свои предложения. Мы никого не стесняемся, мы всех принимаем. Хотите, придем в примарею. Хотите, придете к нам в Лосичеле. Не к нам, а к вам. Это ваш ребенок. И решим вопрос до 31 мая, до следующего консилиума, как решать. Все, проголосуем и пойдем вперед. Правильно? Да. Спасибо. Punem la vot și punem la vot. Și supropus să iau, în primul decizie, să iau din informații de funcționare asesoarelor și punctul 2 se instituie comisia și nominalizați persoane. Ce? Comisia. На сегодняшнем консилиуме постоянно консилиер. Ворот пропонец мембри. Сегодня послушает. Правильно сказать, что до завтра, после завтра, на следующей неделе дали команду, чтобы ты заработал, да? И вот постоянно вы сидите и говорите, что надо команду. А постоянно прямая говорит, я не давал команду. Давайте сейчас поставим прямую. Я даю команду, чтобы ты заработал. Я выполню. Domnul Albu, vă rog, lăsați, dați să formăm grupul de lucru. N-am avut majoritate, am avut Формам груп де лукру. Винчич Ташван. Груп лукратив. Шеф, ворот, делегат. Груп де лукру. Персуальный каридин ген домен. Дебил. Йо пропон. Добрый Георгий Генки. Персуальный кари авторизат в конструкции чигни. Ше, о лукрат оптан. Ла астамич комнал локатив. În fibrierea lui Vărău. Știi ce înseamnă exploatația locuințelor? Ce vă propun pe dâns? Propuneți mai departe. După același criteriu. Dacă aveți un contabil, dacă aveți un economist... Nu e chestia pe cine ați propune și am să organizăm o comisie asta. Nu comisie. Comisie nu. Grup de lucru. Nu așa. Eu vin cu propunerea că noi să găsim o soluție până la grupul ăsta de lucru. Nu trebuie umblat nicăieri. Lifturile de mâini, de vorbă, de mâini. Noi putem să găsați ca nu serviciu comunal sau primărie. Ce vă scândare de activitate? Serios? Ce-o fost decizii de scândare ca serioasă cu activitatea? Hai că și nu oprim serviciu. Nu eu m-am oprit. Nu a fost indicația mea nici verbală de asta. Какая вперёд сегодня? Ну ты же нормальный пошёл получил. Зачем врать? Где же ты? Кто деньги не даёт? Стимац консилиер. Hai să facem grupul. Grupul, numiți, vă rog, grupul. Doamna Cerniega ca contabil propus. Лосатый май либер. Сережа, знаешь, с людьми как поговорить, пожалуйста. Нормальный люди. Ну, требуйся. Дома сыр купил, утилизм, мелу и тарифили, ну, требуй депортит по лубе. Они, где магазин? Вой, акума, требуй с делегацией в группу делу. С чалиш. Дебил, дом думает, кирток. Да. Контакт. Каково предложение, Сеня? Первое предложение, где его кирток? Дома Чернега, и контакт. Deja este de acum mai Dumitru, nu vedeam contabil. Vă trebuie să fie clar cum se zice. De ce? Deci, considerente? De ce spui să pui să am de răzgăvarivă? Eu sunt născut după, bine, 99, în perioada asta, când era un pic mai... Da. Și eu știu o să-ți dai comisiu. Asta nu comisiu.
Domnul Pietru. Asta eu știu mai bine. Asta eu știu mai bine. Fica mea e tot dintr-o altă comunitate. Și eu știu mai bine să-l dai pe mine și să vă zic. Știu. Domn primar, ali ești care îți place din trece și ei ești gata. Pot să-și spune. Eu aș vrea să aibă priză și la gerândul vostru, pentru că cel puțin vin cel bine raportorul, ședinte grupului lucrurilor de pildă, domnul Gheorghe Gheorghe, ca ești primar responsabil din misiunea construcțiilor vă raportează în ședința Consiliului și voi ajungeți și voi nu votați. Noi aici și domnul Gheorghe. Hai să mai vedem. Exact. Dar nu mai știu ce. Adică, A fost propunerea lui domnul Gâncu, Chertoac, Cerniecă. Dați-vă la serviciu comunal, că dumneavoastră știm toate nuanțele. De la serviciu comunal locativ, Mobilian trebuie numai decât să-i delegat el și nu știu toată procedura și-a fost. Mobilianu. Ce curs, da. Scuț! 5! Șveț, construcții, toți. Cine este pentru formarea comisiei grupului de specialitate? Grupului de lucru. Compus din domnul Gâncu, domnul Chirtoacă, doamna Cernegă, domnul Movilianu și domnul Cuț. Cine este pentru, vă rog, votați. Cine este contra, vă rog, votați. Cine este contra? Doamna Burunsus. Doamna Burunsus. Domnul Albu. Cine este contra, vă rog, votați. Cine s-a abținut? Domnul Lidia Ședință, eu știu, poate cază acum sau cum, cine totuși e dirijorul grupului ăsta? Că noi știm să ne uităm unul la altul. Stimați consilieri, am votat... Acum votăm proiectul în întregime. Mulțumesc. Trecem la întrebarea numărul... Noi am aprobat acum un grup de lucru, care? Da. Care v-a venit propunere din partea scurtă? Trebuie să lucrez în ce mai am la timp și am mai scurt. Stimați consilieri, întrebarea numărul 15. Eu dau întrebare. Care poate? 15. Vă rog frumos, liniște. Întrebarea... Ne-am lămurit. Tu ai format numai comisia, de să ne rămânim în timp de câteva zile. Pornim tot sliptul la oameni, eu asta... Domnul Albu, 15 minute anunțăm pauză de... Și ne întoarcem și lămurim întrebarea dumneavoastră. Dacă ne-am clarificat, de-am aici încă două ore așteptăm cu ascensoarele. Să forma grupul de lucru, să stabilească tarif, să stabilești tariful și ne clarificăm. Până s-a stabilit, până s-a stabilit tarif. Nu sunt finanțe. Dar lasă funcționez, nu s-a stabilit.
Dar nu știu că s-a stabilit un trei de mori. M-a chemat Liniana, m-a chemat Rusina Ciment. A dat o locație și s-au acoperit că cu el care s-au dat testarea tehnică. Ești chirdișit de soare. Eu sunt de acord. Dar cum? Spuneți metodă. Trecem întrebarea numărul... numărul 15. Stimați consilieri. Eu... stimați consilieri, eu am răgușit de acum, nu mai pot stric. Stimați consilieri. Domnul Nap. Domnul Nacu, puteți rămâneți după ședință să discutați cu cine aveți discutat. Dacă nu, dacă nu vreți să participați la ședință, rămâneți aici și urmă discutați întrebările care vă dor. Întrebarea numărul 5, privire la inițierea expertizei tehnice a lucrărilor de betonare a străzilor Ion Creangă, Neculce, Gribov, Alexandru Pușkin. Nicolae Gribov, Alexandru Pușkin. Vă spun cinstit, după atâtea ore chiar de-am cu ochelari, de-am așa aici să mai aveți fiecare să contra... Domnul Nacu, iarăși stați de vorbă cu doamna Burunsus. Dacă-i dragă. Eu v-am spus după ședință, rămâneți aici și... și dacă-i dragă, îți facă. Vă spun, de-am după... atâtea strigăte, după atâtea ore de-am nici cu ochelariul văd. Eu asta singur am spus. Păi la mine eram cu spatele la gălcică, că ești cu formă. Ați auzit și întrebare, și de-a întrebare. Doamna Burusu, și întrebare discutăm acum. 15. A, bine că v-a spus domnul Vișnescu, el l-a luat-o mai înspre. Nota. Vă rog, întrebări. Nu sunt întrebări. Nu. Dar pe dacă nu e explicație, deci eu a apărut cum și... ei nou și nici nu, nici nu cunoaște nici ce. Mihail Bunescu. Nu Mișa, dar Mihail Bunescu. Mă iertat, dar nici eu nu sunt Margherita. Dar spuneți. Cum la vot, dacă eu nu știu? Margherita. Domnul președinte, eu, de exemplu, eu nu știu, noi am primit doar în, când am venit la ședință și cum să mă exprim eu la vot, dacă eu în genere n-am o idee și e scris aici, dar care e esența întrebării? Sau știți, aveți, pentru și, timp, sau pentru și ce cere? Care e cauza? Deci a apărut, adică, întrebarea. Este tot expus aici în proiectul decizii. Adică, există două întrebări. A apărut, hai spune. Prima întrebare, punct 3, în bază domnul. Nu putem, deja lumea spunea la vot. Concret, persoană, lipsește. Prima întrebare, a doilea întrebare. Se aprobă punctul 4. Se aprobă în baza actului justificative alocarea sumei necesare puterii serviciilor de expertiză judiciară. Ce înseamnă să se aprobă în baza alocarea sumei? Concret, suma. 1 euro, 2, 3, 3.000, 4.000. Vă mulțumesc. În conformitate cu anexa 1. Asta, un moment, a doilea moment. Cine a executat lucrările respective? Serviciul comunal locativ, da. Prima, ok. A doua întrebare. Exista un responsabil tehnic? Responsabil tehnic la lucrările astea noastre. Dar cum e posibil? Cum poți să faci un responsabil tehnic? Domnul consilier, uitați-vă mă. În baza licitației, contractului perfectat cu întreprinderea municipală naș region, serviciu comunal, și poți perfecta contract și în contract este stipulat că antreprenorul este responsabil din calitatea lucrărilor perioada 3 ani. Adică, ori de câte ori locuitori din zona respectivă, perioada 3 ani, îi vor informa ceva nu bine. Antreprenor, ai scris negru pe albă. E obligat cu ei la public să înlăture orice discrepanță. În caz de fapt, de bine, eu știu, proiectul de decizie la BEM e bun, nu ar trebui mult asănătoasă. Ce v-a de fost? Să vă mai spun un lucru și se întâmplă. În baza decizii tuturor momentelor și relatate între domnul viceprimar și eu, am făcut atenționare, o lună și ceva lună. Ei mai de mult, în luna februarie trebuie să stai... Cu zi,
rostul, da? Că a spus cum ați apare ăsta, ferestrele de interioare, o stai rostul. Nu rătăi. O 700 de kilograme de bitum, nu le folosesc pentru rostul. A, acum, noi am trimis o avertizare. Întreprinderii municipale, servicii comunale, care va centru economic. Agentul economic, dacă nu merge să îndrept toată situația, noi, mai mult, nu mai primim la licitație. Eu voi raporta comisiei de licitație și vreau să vă mai spun un lucru. Că agentul economic, întreprinderii municipale, servicii comunale, are un contract. În bază că primește peste 600 de mii fiecare lucru la amenajarea orașului. Inclusiv la licitația asta nu va mai fi primit. În afară de asta, dacă nu se duce și nu în lături, el 3 ani de zile trebuie să aibă grijă pe unul ăsta, că el pentru asta a fost antreprenor. Așa e scris în contract. Dacă cineva o mai spus, am văzut și profilul acela, știu cine, tot cum scade. Am pus 500 de mii în buzunar. Băi, arătați-mi macarone de bani. Eu n-am acceptat niciodată, venind în funcție, o mică atenție, sub formă de, nu mai știu, coniac, ciocolată, nu. I-am dat tot ce fac. Eu am vrut să demonstrez că se poate de guvernat și administrat altfel, fără viață, și care mai gisează ceva acolo și mai scrie pe rețele socializare. Păi uitați, vrea cu voi, votați acum, mă ghiriți, am spus, da, votați. Și voi ați fost cruci copilul vostru, l-ați mântuit. Mi-ați dat mie voie să-l mânt. Pentru că el rămâne fără acces la volumul de lucru și la bani. Gata, votați. Adică v-ați ajuns și expertizul judiciar, și expert, și judecător, și mai spate. Vedeți, o să dăm. Ai, tatara, tatara. Опять врёт, опять страшно так. Посмотрите, страшно татара выступал. И имеется в виду, что эту работу сделал то Куц? Нет, Куца тогда не было. Был тогда другой администратор, даже фамилию бы не буду называть. Наверное, все его знают. И каждый день на этих работах тоже присутствовал Татаров и селфи себе делал. Со всех сторон. Селфи сделал постоянно, а работа сделала некачественно. Поэтому что мы сегодня будем делать? Будем опять слушать этого популиста. Хватит слушать популиста. Что за что не взялся? За лифты не сделал работу, за дорогу не сделал работу и 3 миллиона убытки в Лосичеле. Вот тебе популист Татаров. Британцы, есть ли речь о существующей конструкции, есть ли речь о шапсу популисты. Конструкции, а не коммерческой? Бестолковый. Шапсу душу нас, а калитетцы конструкции. Между корма есть уже спутник. Где Евгений Шардиер, где фирма Харь Фактичек. У тебя лично, сзади. С Пунин Картаняга Николай Штасия Бублич, с моим мутным партичком, ну, ной, там, с Пунин, зачем, Дика, я газа кисюли, ну-ка, ной, аша, облик. Так он мешает, эти инспекторы лезешь, будешь на центру, с мыту я упомал, ну, кисюли, я умытую, на центру мытую. Чекиться тенцы. Так, Карюха, сума. Bani lor alocat. Au fost de la sfârșitul august până noiembrie. Cât de domnul de aici? Păi asta trebuie dirigit de șantier. Dar după de atâta biserică au făcut lucrare. Păi șantier de șantier. Eu și-o spus că te cereu. Nu le-a dat concret. Cine da te cereu? Uitați-vă în documente. Voi sunteți acolo, primeați pensarul. Răspundele. Domnului, este domnul Lazar, care a fost master. Știi? Domnul Lazar, care a fost master la linie. Lasă-mă răspund la întrebările, pentru că eu am luat 20 de listuri de metal și am pus iarba asta cu mâncă înălțimea de 10 și o tăiet cu bogarca, dar să ții dimisiune. Mai departe, Eu nu am master la linie, dar eu am fost tăios, am cineva, nu a făcut lucrurile, eu am pus chiar din el. Care a fost suma totală? Care a fost suma totală care s-a alocat la... Nu mai știu cum ești, nu vreau de azi. Am eroman sau nu știu ce funcție este dumneavoastră aici.
Am fost acționat eu odată dintre lui, compensat cu videoul lui, într-o ședință, în pauză. Acum am intrat în conflict cu domnul Puț. Dacă ați treabă chestia asta, ați să sesizăm organele sau pun, să punem votul ca persoană dată să nu mă întâlnim în încăpere cu camera. În pușcat da, trebuie. Cum știți, combate... În pușcat? Răstrelet. Da, domnul... Eu am vrut să întreb, referitor iarăși proiectul ăsta de decizie l-am primit înainte de ședință, dacă se poate numit proiect de decizie. Aici, în punct 4, sună așa, se aprobă în baza actelor justificative alocarea sumei necesare citării serviciilor de expertiză judiciară prestate de Centrul Național de Expertiză Judiciară conform tarifelor aprobate cu hotărârea de guvern. Înseamnă că cineva a contactat centrul ISA, trebuie să ne spui și suma care trebuie să o achităm conform cerințelor dumnealor sau cutărșar dumnealor pentru expertiza asta. De unde luăm banii? Care-i sursa de acoperire? Proiectul de decizie. Cine e autorul? Poate dumneavoastră mi-i spune. Da, păi, dar excludem și nu plătim banii, înseamnă. Și nici expertiza nu o facem. I-a adăugat? S-a dus. S-a dus tăți să la magazină. Oricum, deoarece este vizat detrinderea care au făcut lucrările, eu cred că, în bază, în cazul dat, poate fi obligat întreprinderea să achite... Trați la răspundere, dacă îți scrieți. Păi, dar asta nu ne știe. Dar trebuie trați la răspundere. De ce îți dai la răspundere ești? A cei care au pus bitonul. Păi, poate de... Că voi spuneți că s-a dovedit de adevăr cu votul bitonul pus... Cine a scăvit actele? Cine a scăvit? Ii s-a luat eu vreau de tine. Cât pe domnul portugăză și cât s-a turnat și a făcut rosturile la legea lor, după bă, o gavina să facă, dar îi pune de domnul și pune motive de discuri. Oricum. Persoane care au semnat discurile, așa că au semnat și nu s-au dus pe domnul acolo, dar să răspundele. Pe tătară vă lăsăm să execute controlul asupra decizii este. Dar ce nu? Vă punem o tampon pe și ei. Păi nu m-au răbut. Spasibă. Dar până de când s-o zis pe la vot? Deodată nu. Nu, dar nu e... Nu e... Dar cine tot s-a făcut lucrul ăsta? Serviciul comunal, nu știu. Ce înțelegeți? Cât se creează acolo și nu e făcut. Eu am înțeles. El elementar face, eu cheamă și îi spune, băi, 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 corectez greșeala. Eu am înțeles. Cât faci un sesizar la poliție și toată întrebarea se rezolvă. Și-o trecă-i prin Consiliul, toată chestia asta. Să aibă... Eu am o întrebare. Domnul Puț a zis că el e autor. Este altă propunere de a exista la legitimitate. Cine sintetiză mai departe expertiza de autorită? Cine s-o furat? Nu. Da, dacă domnul lucrările le-a făcut serviciul comunal locativ. Domnul Puț este acum acolo administrator. Angajații SCL-ul au făcut necalitativ lucrările. Spiloc. Tot să-ți vii. Da. Îi cheamă și le spune, într-atâta timp, nu mă interesează cum, așa cum ai luat și mai pus, așa iei și pui la loc. Dacă nu, dumnealui se sesizează poliția și gata, și trece mai bine. Da, astăzi, nu crei pui înapoi. El a furat de cu cineva. Păi eu furat, domnul. Poliția și nu mai întors înapoi și nu mai pus înapoi. Eu fac cu cabinetul boli, eu pus cu... Persoanele din Novede, care semnat, acolo trebuie să... Deci și domnul Cuțcu s-a adresat direct la poliție, dar ne bagă pe noi treaba asta. Dar omul care lucrează, să zici cum am locativ, ce are funcție acolo, îți primește bani pentru funcția asta. La ce mai stai acolo dacă nu se fac lucrurile calitative? Și poliția o cazanie, domnul Arziu, că acolo, după câte am înțeles, a fost pus betonul pe pământ pe el, fără să... pui niciun... Fără petriș, fără... Eu am văzut, domnul Mihai, că eu acolo trăiesc și trăiesc în zodia. Este pentru asta că e de sarcin. Când omul face o lucrare, pune mâna pe căie de sarcin, s-o fiește sus pe jos, achiziționează materiale și merge conform căie de sarcin și așa mai departe. Nu prea știu și căie de sarcin.
Înseamnă că unii mei prost, așa, unii așa, unii așa, da, da. Asta e, ei trebuie să răspundă, și care au contract, au garanție, așa ei trebuie să răspundă. Responsabilul tehnic o primit lucrul. Contractul 36 de luni, Știți, dacă ați lucrat vreodată și ați făcut lucrări? Înseamnă că ce faci mai poate? Înseamnă că CCL-ul trebuie să lămurească singur pe intern. Dacă nu, da. Se adresează administratorul la punct. CCL-ul trebuie să lămurească toate prostiile care au făcut. Dar de cont cui? Din contul lor. Așa e vinovies. De cât ați pus întotdeauna? Din contul întreprinderii. Да. Поймите, персонали, ну смотрите, на чем вы сегодня присутствуете? На маразме. Сидит Татара, сидит Гынко, который был тогда руководителем. Я не все говорю, что виноват какой-то кто? Давайте найдем сторожа виноватым там. Вы что смеетесь, издеваетесь? 20 слов беру. Так почему ты говоришь, что Витя виноват? Домну Куц. Георгий, почему? Домну Куц, а кто виноват? Домну Куц. Не виноват. Домну Куц, ворот в мозг. Да. Da, întreprindere. Acum, domnul administrator, reprezintieze, banchetă, de serviciu, da, întreprindere și chemii Vișneala, care este funcționată. Și domnul Vișneescu. Să dea eu să facă raport, locurit, domnul informativ. Și ia să vă trebuie. Ferarea să meargă din Buzdara dânsă. De atâta, noi cu chestia asta, mi gerește în lista mea de întreprindere, total. Pentru că și doamne nu să oprească că au făcut Răianul, au făcut Cuț. Au făcut întreprindere, au făcut contract. Și vinovat e întreprindere. Dar cine a semnat contractul de primirea lui? Iată! Deci a fost el trebuie să iei analiză, să facă probii, să se stă și la toată. Faci analiză, faci întreprindere, întreprindere. Respins total. Respins. Dacă vreți să vă faceți ghini Consiliului și întreprinderi. Și lasă administratorul să primească decizii. Respins. Domnul Vișnescu a propus să respingem întrebarea numărul 15. Cine este? Cine este pentru, vă rog? Pentru a respinge. Și restul lasă administratorul să-și facă treaba. Молодцы вообще герои. А что молодцы? Татаров герой, Хынко герой, проголосовали. Да решили вопрос, решайте дальше. Внизу, заметил? Позвони полиции. Бегом. Домнул Зарларов, на встречу с моим приказом шедиться в Польсию. Я обратил твое внимание на то, как здесь мата другая организация. Вообще-то сам, да ну, утром конфликт персонал. Мата другая, будьте другая, другая. Домнул Бунесу, ты сидишь сейчас, управляющий силом. Звони в полицию, оправляем дело. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать, что
Nu știu dacă nu-i scris. Dar nu văd nici pe ce faci de scrisul. Nu-i scris. Vedeți? Este работа делать каждый, значит молодец. Белорет по капрасу. Я убедил в функции, личность я рад, я был факута. Воспомнил мой мут, что я был инкалкетен мой мут. А в первую очередь, зло маша. Когда грехите чатер, отстав на упинимый на господаре коммунал. Я был ответ, там у меня был довод. Довод, но сам ответу с факту Era persoana domnul Craniciuc, spus. Nu trebuie să facă lucrările de acolo. Eu am venit cu lucrările de mergea. Eu m-am putut să fac aseu, asta o mână. Asta este situația care vă spun. 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 Asta este situația care Și el mi-i spune nouă. Dacă înainte de a da voie să facă lucrarea aceasta, vine lista de lucrări, vine lista cu oamenii. Cine lucrează, cine așa, cine așa, să mai facă. Înseamnă că Răbeanu, Crăciucul a fost angajat la Sfântul Cumna Păcătin? Eu participat numai la licitație. Am angajat la fost acolo cu Dăi Cumna. Pentru a participa la lucrări de construcție, prezinte să fie o magistrat. Autoritate, Aici, Nu țară tăniți! El a fost în urmă, Păi lăsu-mi pe mine, să iau să fac ceva, că fost la procedură de licitație. Am înțeles ce chestie. Nu mă spra, nu-și trebuie să nu iau. Practic, rămâne cu scutere cu Noi e de dispediție Nu e de vedere și nu e de vedere. Da, o să vedeți. Nu e de vedere și nu e de Foarte corect. Să cinci. Asta este documentul. Pentru și un post proiect de decizie. De înainte, cu o cerere la organizare, s-a urează cu expertiză. Câți metri pătrați supus? Pe care beton supus acolo? Supus marca 350 ori marca 200. Cât cantitate acolo? 300 de metri pătrați, 300 de cuburi, 200 de cuburi. Pe vreau să proiect de decizie post de înainte. Ucierete la organizare. Nu, ei se numărează. Nu e la organizare, deci ai putut de înainte la Centrul Național de Expertiză Judiciară. Da. Mâine dimineață, centrul este vin la Resina, la ora 10. Și în care da? Trebuie să prezinte domnul Craniciu, care a primit lucrările, el o semna. Trebuie să prezinte domnul primar Tătaru, care a semnat lucrările extremii. 5 cm, îl primi Tătaru. Domnul Gâncu, care a semnat procesul verbal de primire exploatare, mâine de ați vă prezentați. Domnul Magre, durați sunteți în domnul construcție. Dacă durați să vorbiți așa, înseamnă că în cumași să dați domnul legislație de acum. Care nu este legislație 21, este persoana responsabilă ca dirigintii șantier. A fost domnul Victor responsabil de așezarea de domnul și a avut oameni pe care el răspunde dușii Răspunderea de obiectul ăsta. Victor l-a eu am vrut toate drumul de 10 cm cu temperatură de sol. Dar domnul când vă zic că nu trebuie. Eu i-am cumpărat 20 litri de metal care îmi tăiesc 50 cm și tu spui mie. Nu știu și... Vă s-a murit cu dânsul. Eu dat la murire. Eu nu spui să scrie. Că au presat după ce scrie și vezi voi. Asta e a voastră problemă. Domnul Magrețu, îmi dată vine comisia asta din
pregătit de 28, de ce nu e o prezență. Da, vine în coace. Am pasat un document de nu corespunde drumul. Standardul, totul, normelor. Pe numele cui să-l fac în... Gospodării comunale. Pe numele șefului de la gospodării comunale. Pe numele gospodării comunale. Da. Și numele gospodării comunale. Gospodării comunale au făcut ce-a spus la licitație. Gospodării comunale au făcut drumul. Pentru a facă ați face de actul comunit în noi gospodării. Dar e o consilie de jumea. Păi da, dar în care noi ne adresăm la repetiță, noi ne facem de cu piciorul în noi singur nou. Nu mai ține, ești un omul. Dacă când am la poliție, cineva s-a furat, s-a făcut în primul rând, alte altă. Noi ne-am adresat în bază de aceste decizii la repetiță, de cea care cu un construcție. Normal? Păi nu-i normal. Deci, noi poți pune la un risc foarte mare de stinderea. Răspunsul de... Dar automat ar trebui să spui și să da cine a spus. Nu, răspuns faci răspunsul meu. Ori de epocă, ori de epocă, nu, 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 nu. Răspunsul cu toată cine a spus. Mi-a spus dacă m-a dat numai, înseamnă de răspuns. Gata. Domnul președinte de Consiliu. Să punem vot. Și vot. Să punem vot, președinte de Consiliu. Vă dați proiectul de decizie, pentru că explicăm organele, nu mai am numai. Ei plătesc, nu știu, organele plătesc expertiza, ei plătesc procurorii, drumul și mai departe. Păi la organe sau la organe? Păi la ce? Păi la ce? Pe drumii organe. Zelul de încerce domnul, cine care domnul se propune? Silienco, Silienco, domnul. Buniescu, Mihai. Eu nu pot fi expert în postul că nu mă lămâiesc. Dar nu te gândesc. Silienco, Andrei. Andrei, te duci? Nu, 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 eu nu particip la chestia asta. Nu, nu spune, eu la la fiorile voastre nu. Dar nu știu ce să fac. Andrei Silin, cum e și acolo? Peste Domnul Bunescu. Întrebare nu am dintre asta, cum tu nu întrebi? Eu multe spun. Propuneți la tot, eu nu accept. Nu luați de întrebarea asta. Iată, ce votare. Ce votare e? Ce votare e? Și pun votul la urmă. Nu se pune. Deci eu înțeleg că situația asta e foarte delicată. Și că nu e nici urmează să se face. Deci fac drumul la oameni înapoi. Că nu e oameni. Pentru că nu e. Te-am spus un vot. Da, e. Cine e expertul, mă rog, pe la altul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Consilieri.
Eu am fost unul din semnătare acestei scrisori pe numele administrației S.A. la Lafarge Ciment, sau cum se cheamă acum dumneavoastră la Lafarge Polchin, pentru că la mine s-au adresat doi consilieri cu rugămintea să semnez și eu. Eu am semnat această adresare Polchin Ciment, la Lafarge Polchin, dar am încercat să le lămuresc dumnealor că noi avem un agent economic din teritoriu care are niște înțelegeri, cred eu, niște planuri de activitate împreună cu primăria Rezina. Dacă dumneavoastră au aceste planuri și au preconizat niște sponsorizări pentru oraș sau raionul Rezina, or să facă legătură cu administrația fie a orașului în persoana domnului primar, ori cu administrația raionului în persoana domnului președinte raion. Acum, înainte de ședință, eu am avut în fața mea, mi s-a dat un proiect de decizie, iar nu știu cine e autorul, iar cu linii și cu tățelea, și cu adresare către domnul Ștefan, iertată să fie domn birou, că spun numele dumneavoastră, mă rog de mă iertați, și am primit o copie a unei scrisori care am rugat să-mi iei, că am obținut-o și eu așa, semi-clandestină, mă spuneți, în care administrația la Lafarge Polchin, Lafarge Polchin, ne informează că primarul este autoritatea reprezentativă a populației unității administrativ-teritoriale și executivă a Consiliului Local. Reșind din prevederile de mai sus și așa mai departe, dumnealor ne spun că primarul urmează să depună iar demersul către Lafarge Ciment Moldova, dacă mai vrem noi ceva de la Lafarge Polchin. Noi am primit o refuz, oameni buni. Și examinăm noi. Nouă ni s-au spus că noi nu suntem în drept. Noi facem proiecte de decizii și noi obligăm pe ăștia încă o dată cu oamenii ăștia, cu oameni de treabă și mulțumim lor pentru tot ajutorul care ne-l dau ei nouă orașul și raionul. Și abirați, nu vă supărați chiar la sfârșit de ședință vă, în care lumii trăiți, nu vă supărați. Și nu e autoră, măcar a citit răspunsul la scrisorul este. Da, vă spun că e frumos să refuzați, că nici nu am înțeles. Mamă, mamă. Și ordinele sunt tăriți, băi, oameni buni, băi, băi. E foarte important. Mă scuzați, da. Dar nici noi n-am avut-o, eu m-am obținut anul ea ca, ca partizan. Păi asta e valoarea voastră, oameni buni. Oameni buni. Da, cuftiți. Dar asta e rușinea noastră. Că noi am început să comunicăm. În felul ăsta. Cu un agent economic Italia internațional. Și îmi pare rău că forția duce așa ceva. Îmi pare rău. Noi acum, la partea de venituri la buget, avem prevăzut 1.700.000 ceva de mii dividende la acolo. Este foarte important ca în cadrul grupului european să fie luată decizia ca să luă și banii la plata dividendelor. Și eu despre asta comunic cu nici acum. Și sunt foarte rezervat și năsit. Sunt rezervat. Mai ușor în de năsit și rămân cu gaură de aproape 1.800.000 de buget. Și facem. Nu s-au creat condițiile bune cu dânsul de lucru. Până în 2006, cu mijlocul trase, au fost trageri de chică. Cu lupte mari, care nu au dus la nimic bun. Oricelele astea care sunt așa, nu mai merge cum a fost prin anii 2005. Când te duci, ia ei pastabil, ia ei naiv, nic, naiv. Nu! Omul își cunoaște drepturile, activează, ori, societatea acțiuni la Lafarge Polchin Moldova acționează în cadrul legal ale dreptului republican și dreptului internațional. Și nu se comunică așa cum ești. Nu se comunică. Ori o administrație publică prin reprezentanții săi, ori puteri deliberativă, ori puteri executivă,
trebuie să aibă deabovare de capacitate de a comunica cu agenții economici de așa tare din teritoriul administrat. Dar noi ce facem? Ne-am dus după măsir. Și încă obligăm cineva să semneze. Dar păi voi cum vă pregătiți de ședință, oameni buni? Cum vă pregătiți? Cum i-ați dat ce preparare important? Domnul consilier, cum mă, de la voi am luat-o? Cel mai important, agentul economic, directorul general, face trimitere la legea 436. Asta e legea din baza administrației publice, a Consiliului nostru. Iată, în baza legii astea nu mai activăm. Agentul economic nu este obligat să cunoască. Trebuie să faci trimitere la legi, de articol, frumos, vă refuz foarte frumos. Foarte inteligent. Poate să proiectul să facem de rușine. Și executor proiectul de decizii, cum o citiți? Cum asta poate comunica în așa un stil? Vreți să votați. Asta e propunere. Din partea cui este propunerea? Cine a făcut proiectul de decizii? Cine a făcut proiectul? Cine este autorul proiectului de decizii? Hai că e minuta slavă. Hai folosă-te. Să aplaudez la vor și termine. Cine a făcut? Spunem votului întrebarea numărul 16. Cine este pentru, vă rog? Care pot domnul Cășnier, când am în ziua de 28 și 4.
singurul fost rezidentul postului. Pentru ședința în care a fost eu, ședinte, noi am semnat cu doamna secretară, dată în martie, în martie am semnat un proces verbal și am fost dat la doamna Bășovan, am întrebat dacă este proces verbal sau proces verbal. Noi mi-au ridicat, mi-au spus, am venit și domnul Socol, că nu avem niciun document, dar ne-am proces verbal de decizie. În urma acestor... Păi l-am făcut, eu știu cum am făcut. Și recomandat? L-am trimis, am semnat împreună, că am pus tot, toate datele care au făcut acolo. Când rezultatul, adică au fost pus forme de zi. Că pe asta e instanța, spune și domnul. Păi da. Nu ești persoană care nu ești persoană. Vă spun, adică nici nu este problemă. Eu am întrebare. Da, deci, din ceea ce ați spus și dumneavoastră, dată din 9 martie, în urmă, relativ a clarificat aspectul ăsta. Scrisoarea recomandată a fost expediată pe adresa cui? Nu i-am văzut la fel de verbal. Nu înțeleg, pe adresa cui? Ok. Nu e ok. Nu e ok. Nu e ok. Mi-a transmis să spui examinare celor care zic. Eu s-a uitat în baza redacției și că n-am niciun proces verbal. Păi, înseamnă că examinarea acestui scrisori, de examinarea procesului verbal respectiv, este probabil să se zice cancelarea de stat cu fiși teritorial de la ok. Și nu a fost transmis prin examinare la rezina. Eu, delegați persoana și la vot, pe rol de-am acolo să adun mai multe, de-am vin și amieri, tot așa, și a zis, ei, drujă, îți merge în 13 acolo. Desemnat cu domnul Cipătar, da? Da, da, da. Eu am o întrebare aici. Domnul Cipătar, desemnat, a fost tot. Bun, da. Eu am o întrebare. Stimați consilieri, având în vedere faptul că prerogativa de a numi viceprimarul, până la urmă îi aparține primarului, cu acordul sau nu cu acordul nostru, legiuitorul a prevăzut așa situație din timp și a modificat legislația câteva ani în urmă. Chiar dacă noi să obținem câștig de cauză într acest proces, eu mă îmbăiesc de acest fapt, am vrut să întreb și mie autorul și să-i dau o întrebare asta, dar mă adresez și dumneavoastră. Chiar dacă obținem noi câștig de cauză și cheltuim niște bani, Consiliul sau Primăria trebuia să fie cheltuieli de judecată. Ce obținem în coasă? Care-i rezultatul? Tatarul a spiar de judecata sau nu? Știi, două săptămâni iarăși, îl numești omul care ați vrei dumnealui. El are de lucrat cu omul și ala. Nu-i ținut tatarul pantalonii. Dar și obținem noi. Iar să ne tragem de chic, să ne certăm, să plăm pe judecăți, de dragul la și. Eu nu, eu, cum să zic, ni snimai, eu nu eu vina lui Tatarov de pe șene și poate ipotetic trebuie demonstrat că e vinovat, înțelegeți? Dar în cazul de față chiar nu văd că el cu ceva ne-a lezat interesul nostru sau orașul. Până la capăt, noi am făcut împreună, în martie deja, am făcut procesul verbal, l-am semnat. Eu nu l-am văzut simplu la asta în următor. Ești sau nu-i? Nu ești. În linii mari, ce schimba? Așa, cazul este că dispoziția primarului, denumirea de aici primarului, a fost doar după o ședință, nu după două timp consecutive. Totul noi îl nasc să numească alt om, să zicem, care nu l-a aranjat pe dânsul. Așa e de voie legea. Așa este. Dar este o procedură de care nu este. Doamne, ce mă face? Este mai procedură de voie care este și orașul. Da, pardon. Săglasă 46-ul zăcon, bă la narușna sama procedură
Viceprimar, de primar. Gheorghe, nimeni, absolut. Mădric, vede ce îmi urmă primar? Primar? Din primar, viceprimar, am spus. Voi părerea. Ia, izmeia. Deci, este cea mai înțumaia danul zăcona, punct 3. Сначала Консилиум Дня Русумиски, я вам прочитаю. По предложению примара, местный совет решает вопрос относительно установления должности заместителя примара и числа заместителей. Этого сделано не было. Примар не предложил нам сколько, может быть, не за два вице-примара проголосовали, может быть, не за одного не проголосовали. Была нужна первая процедура. Вторая процедура, статья уже 31 данного закона, гласит, тоже надо сказать. Заместители примара избираются по предложению примара решением совета, принятым большинством голосов. Если предложенная кандидатура примара кандидатура не набрала необходимого количества голосов, на двух заседаниях подряд примар предлагает совету другую кандидатуру. Я не посмотрел последние изменения мультфлексов, да, если кто-то имел возможность, это мне изменения на 5 месяц. Значит, нужна была, надо проверить просто вот эту статью, так или не так? Нет. Что там написано, там, если на должен индекс конституции, ну, все бы тязы, когда до дорога пропуск, то есть класс и дорога лицы, да. То есть класс и дорога лицы, как? А то есть примарки заплатить и пасмятки у творщин. Что это? Где номер убивишь примар? У нас новый консилиум есть. Знаешь, ты видишь, как вот так вставили персонал, то убивишь примар. У нас новый консилиум, да. А мы избранные вот эти вместе. Я помню, когда мы... Значит, мы должны были решать количество вице-примаров. Потому что у нас новый консилиум. А мы хотели ли этого взять и что? Нет, мы предложили два. Да я вам отребарю. Мы... Ну, если нам хватает бюджета, мы нам планифицировать функцию там сам парик бани. Да, это уже не сложно. У вас апробация статистики персонала. Шартуйся, шартуйся. Це не каже, функція за свою тебе ж. Ну, як до цієї зіної групи. Ну, і на тим бані, до мудерді, не чи не подає. Уже в суді, давайте в суді. По закону. Чи біла ще, чи біла лук. Я не особо тебе скажу, я чи не можу. Я не боюся. Я вам не бачу, що це самокінно. За пункт 2. Примар нова пропозиція нічого по вам кандидатури від час до Георгій Гин, у факта вище президенту від спасибі інтереса спосі, контрарі інтересу публік, що спасибі нічого не вимагає для нам. Чинено вже до примар з ким ідентифікати дату кандидатури. Примар пропонує консилію алту кандидатури, а з ким сам не апарат до алту персону. Сарів дірку про алту кандидатури, а чиї ж персону, що ти помінює? Лежі інтерв'ю. Asta un moment, al doilea moment. Din ceea ce înțeleg de la alineat 3, numirea și primarului a fost efectuată conform cu contractul de vedere legal în vigoare. A. Și vă rog să vă uitați la sfârșit, la inus. Convocat în baza dispoziției numărul 227 din 20 decembrie 2019, nu a avut loc, deoarece nici azi nu este publicată și respectiv nu și-a produs efectul. Indirect, ce obțin în viziunea mea în calitate de consilier, indirect, o să mă numi, o să mă refer acum doar la raportor, la domnul Cimotar, recunoaște că toate deciziile care au fost adoptate în procedură în ședință din 26 decembrie 2019, prelungită pentru 28 decembrie 2019, sunt decizii care nu sunt. Nu sunt. Doamne, și acum, atunci, cum e reformul perfect? Ei nu sunt, că nu este nici nici proiectul verbal. Hai, când este valul, nu am făcut, pentru că eu primesc că vorbim cu dată. Noi mai mulți cum știți că ați votat pe timpul nici o decizie nu avem. Pasarea călătorilor. Noi nu avem nici o decizie. Ce-ai făcut de genul? Că ne prima ședință. Stimați consilier, chiar din motivul ei am vrut să vă dau o propunere. Eu nu știu, domnul ce mi-a dat alt. În sala de ședință care mai trece în primărie, sunt cameri de luat de ieri, de registrat sau nu sunt? Cei care sunt de acolo. Nu funcționează. Putem să venim cu un proiect, decizii ca să procurăm un aparat de registrat și de filmat, ca noi fiecare ședință. Mai sunt abatele acolo, am înțeles că în ședința trecută am semnat un document care nu a fost votat și eu nu știu, eu nu pot să-mi minte, dar dacă ar fi înregistrat undeva, eu aș ridica și m-aș ajuta. Da, poate pot votat, eu pot să-mi identificat proiect de chestie. Dar
eu propun să ieșim cu un proiect de decizie și să alocăm niște bani, să cumpărăm un aparat de registrat și video. Ca să nu apară din care în altă trebuie. Nu e bine. Eu vă recomand să urmăriți ședințele pe care sunt înregistrate pe trimite inginerilă. Eu, de fapt, asta... Domnul Petru Oandea, dumneavoastră știți tare bine că toate ședințele pe care se înregistrează, ele pe urmă se perfectează. Să tai, spune, să faci corect. Nu e corect. Poate nu e corect. Poate nu e corect. Dar și noi să nu avem o sursă din care noi simt. Am pus timpul acolo. Doamna, eu vă spun, ca să fim siguri, vă punem... Eu întrebat și au sunt sugestii, nu știu, noi, în calitate de consilier Rășunești, știm cumva, nu neapărat să imponim, dar ideea asta, reprezentanții cancelarii de stat, să asistă la ședințele, consiliului, Rășunești, asistă. Eu îmi chemați-o pe doamna Brășova, la ședință, că v-a chemat și mi-a spus, că cum cuvântul cu doamna, eu am lucrat cu doamna secretar, eu am lucrat cu domnul primar, am un conflict de interes și eu nu voi putea fi pe ei parțial. Bine, noi, în cazul dat, facem o solicitare către către directorul, așa, directorul consulmesc, șef, către șeful oficiului teritorial al Cancelarii de Stat, Orhiei, doamna respectivă poate foarte ușor să delege atribuția respectivă unui alt angajat, și la Telenești, și la Jăldănești, oricui. Dar eu cred că e cazul, nu știu, să luăm o decizie, o scrisoare sau care ar fi forma, exact cum trebuie să ne gândim, o să solicităm să fie prezent un angajat al Cancelariei de Stat. Pentru că la 16 ianuarie votăm, adoptăm niște decizii, la 18 mai o parte le aprobăm și nu le aprobăm, nu știu cum le aprobăm. Exact. Hai la vot, votați, vreți. La vot. Punem vot, întrebare, numărul 16. 17. Cine este pierdut, vă rog, doamne? 12, ce sunt numărat? 19, 19, 12. Vișnevski Mamina. Ține-i plătesc cu jura, vin cu... Abținut! Desă cu biric. Consilieri, pot emisi s-a refuzat, domnul consilier.